Asociație de procurori, CCR a declarat neconstituționale unele prevederi ale infracțiunii de contrabandă, s-ar putea ajunge la dezincriminarea acestei infracțiuni dacă Parlamentul nu corectează codul vamal în 45 de zile. Asociația Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor aterge atenția asupra consecințelor deciziei Curții Constituționale a României din 24 martie 2022, prin care au fost declarate neconstituționale unele prevederi ale infracțiunii de contrabandă. S-ar putea ajunge la dezincriminarea acestei infracțiuni dacă Parlamentul nu corectează codul vamal în 45 de zile, spune Amas pentru un comunicat de presă. În data de 24.03.2022, CCR a hotărât că dispozițiile art. 270 alin. Din legea nr. 86-2006 privind codul vamal al României sunt neconstituționale, deoarece nu se prevede un plafon valoric care trebuie depășit pentru ca faptele să constituie infracțiuni. Articolul vizat de decizie incrimina colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, transmite AMASPE. Asociația Profesională a Procurorilor din România solicită autorităților publice competente să intervină legislativ în termenul de 45 de zile de la publicarea deciziei, pentru următoarele motive. În motivarea scurtă, care însoțește decizia curții, se reține în esență că lipsa unui prag valoric, anume 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, lipsește textul art. 270 alin. 3 de înțelesul și predictibilitatea necesară înțelegerii conținutului. Într-un foarte scurt istoric al reglementărilor în materia infracțiunilor referitoare la conduite cunoscute generic sub noțiunea de contrabandă, amintim că în perioada de preaderare a României la UE aceste infracțiuni erau prevăzute de legea nr. 86-2006. Ulterior, din rațiuni exprese de combatere a flagelului de contrabandă cu țigări, a fost adoptată ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din legea nr. 86-2006 privind codul vamal al României, având ca scop tocmai furnizarea instrumentelor necesare instituțiilor statului ce au atribuții în domeniul aplicării legii. Suplimentar, prin adoptarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, a fost reconfigurat aliniatul al articolului 270 în forma existentă și în prezent. În intervalul de după adoptarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 și până la data emiterii comunicatului din 24.03.2022, timp de 11 ani și 9 luni, articolul 270 din legea 86-2006 nu a suferit modificări legislative, deci dispozițiile alin, care reprezintă quasi totalitatea cauzelor de contrabandă, au format obiectul la 19 excepții de neconstituționalitate, toate respinse de către Curtea Constituțională a României, care a pronunțat 9 decizii, toate de respingere, cu precizarea că 6 dintre dosarele constituite se află încă în faza de raport. Viziunea Uniunii Europene la nivel normativ este, la acest moment, în favoarea creșterii nivelului de combatere a infracțiunii de contrabandă și de recuperare a prejudiciilor consistente cauzate bugetelor statelor membre, în special prin folosirea unor pârghii precum confiscarea extinsă, inclusiv de la terți. Drept urmare, în lipsa unei intervenții legislative urgente, decizia Curții Constituționale va produce efecte sistemice care vor conduce la încălcarea obligațiilor derivate din reglementările europene și jurisprudența CJUE, asumate de România. Având în vedere că decizia curții este din categoria celor de admitere simplă, prin care s-a constatat neconstituționalitatea, in integrum, a dispozițiilor art. 270 alin. Din legea 86-2006, aceasta ar putea produce, ca urmare a înlăturării normei din fondul legislativ activ, efecte precum cele ale unei veritabile legi de dezincriminare, conform art. 4 din Codul Penal. În consecință, în toate dosarele care au ca obiect infracțiunea de contrabandă asimilată, PREV, de art. 270 alin. Din legea 86-2006 s-ar dispuse soluții de clasare, respectiv achitare, și s-ar ajunge și la situația absurdă de restituire a bunurilor ilicite către subiecții activi.
toată logistica folosită de organele de urmărire penală în mii de anchete, sumele uriașe de bani cheltuite de statul român pentru a putea aduce în fața justiției grupări periculoase de crimă organizată vor fi suportate de statul român după soluțiile prin care membrii acestor grupări vor fi declarați nevinovați. În alte cuvinte, România riscă să devină un veritabil paradis infracțional vamal, stimulând inclusiv făptuitorii din alte țări să-și desfășoare, cu impunitate de la lege, activitățile de contrabandă pe teritoriul statului român, sub rezerva neincidenței ipotezei a naivității subiecților activi, care trebuie doar să se asigure că fiecare participant, în raport fiecare act determinat, nu depășește pragul valoric impus pe calea deciziei Curții Constituționale. AMASPE reiterează necesitatea unei intervenții legislative urgente, astfel încât efectele dirimante să nu se producă sau să fie reduse la minimumul necesar, se precizează în informarea Asociației Procurorilor. Sursa foto, Poliția de Frontieră.